Iată, o analiză chiulește de la master pentru ceea ce se vrea a fi prima ei terapie și nu una simplă, va fi una cu milioane de telespectatori, milioane de oameni care se uită la noi și pe ProTV și pe ProTV Internațional și în România și în străinătate și diaspora e cu noi acum la emisiune. Așadar, primul pacient este Ciucă, al doilea pacient este Nicolăină. Ei o să vină în grup pentru că n-am avut bani să le plătim la fiecare consultație și practic am plătit o consultație comună, e o terapie de grup la serviciu. Așa că intră să rezolve o problemă psihologică. Psihologul Oana Lis, cu acte în regulă, psihologul Oana Lis. Namaste, doamna psiholog. Da, doamna psiholog. Ați deschis cabinetul? În curând. Acum mi-l amenajez și sunt foarte, foarte fericită. Perfect, oameni buni, pentru că Oana Lis, pentru cei care au deschis televizoarele cu întârziere de 2-3 ani, nu mai este fata aia care se mai muțărește la televizor, este studenta care a terminat cu brio psihologia și are cabinet de, își face cabinet de psihologie. Bravo, Oana. Da, să știi că am nimerit într-o perioadă foarte, foarte bună. Din păcate, foarte multă lume are depresie, anxietate și tot felul de probleme în dragoste. Și tu chiar poți să le rezolvi. Și până la urmă sunt o persoană care a trecut prin tot felul de situații și pot să înțeleg omul din mai multe puncte de vedere. Uite, pe Ciucă l-am la probleme din dragoste, nu se leagă sau se leagă, dar nu prea ține. Se leagă, dar se dezleagă repede. Îi spun eu acum adevărul. Exact, și Nicolăină are niște probleme. Da. Mă rog, are mai multe de comportament. Acum le descoperi, tu știi cum e. Știi că eu trebuia să le fac la niște teste de personalitate, da, ca să văd dacă sunt clinic sănătoși. Psihic. Nu, sunt, că e angajat aici după ce au trecut totuși. Au adeverință de sănătate. Da, la fiecare an trebuie făcut, știi că... Lor le face lunar, ei sunt pe o listă specială. Oana Lis, te rog frumos. Psihologul Oana Lis, acum, știi că noi aici la emisiune, băi, la urmă suntem emisiune de divertisment. Mai și glumim, mai și zâmbim, mai și râdem, mai facem și jocuri, mai vorbim și lucruri serioase. Ideea e în felul următor, că tu ai terminat psihologia și încă o dată felicitări pentru chestia asta. Dar încă merg pe drumul ăsta, îmi doresc să fac master. Îmi doresc să fac doctoratul și îmi doresc să fiu profesor universitar. Mi-am setat eu lucrul ăsta pentru că am făcut o greșeală în viață. Nu mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc eu pe mine și eu eram soția cuiva. Și acum vreau să erai soția primarului. Da, soția primarului, doamna primară, mai spunea unii, dar eu vreau să fiu eu cineva, adică Viorel să fie soțul Oanei Lis. Deci, perfect, soțul Oanei Lis. Exact, exact. Dar unde sunt pacienții? Veniți, băieți, haideți. Vă rog frumos. Hai, veniți frumos, bateți la ușă. La ușă. Vrei să venim? Mamă, bravo, măruță. Hai, luați un loc. Unde stăm? Mamă, și muzică. Radu, îmi pare bine. Lasă-mă să mă uit în ochii tăi, să ne conectăm. Mică, muzica asta nu cred că e la cabinetul de psihologie, asta e la masaj. Bună. Bună. Daniel. Luați loc. Oana, serios acum, fără nicio chestie, la cabinet, la psihologie, pui muzică sau asta nu? Sunt anumite meditații care se fac. Da. Dacă omul e prea agitat, el nu poate să discute despre problemele lui și atunci îl relaxăm. Băi, Iulica, jur că asta e muzică de la masaj. Nu, dar mie îmi place, lasă. Nu, oricum ei sunt cam agitați acum. Oricine prima oară la psiholog are emoții, da? Perfect. Oana, eu te las din toată Dar vreau să propun ceva acum, tu deci nu știi. E chiar pe bune chestia. Nu, dar stai, direct, vreau să zic ceva. Pentru că o terapie, cum să zic, în primul rând trebuie să fie personală, în al doilea rând durează mult mai mult, eu vreau să vă propun ceva, pentru că acum fac și un curs autorizat de tarot și aș vrea să le dau un cărți, dacă sunt de acord. Și ei să-și pună o dorință. Un pic, adică tu ai făcut facultate de psihologie ca să dai în cărți? Nu. Asta este ceva pe lângă, îmi place foarte mult și poți să fii instructor de să dai în tarot autorizat. Deci nu e vorba de vrajă, pur și simplu divinația este face parte din parapsihologie, nu din psihologie. Da? Și pentru că mi-a plăcut ce ai zis, pentru că înseamnă că îți respecti meseria, la psiholog trebuie să fii într-un cadru intim. Da, trebuie să-i cunosc, să le fac un test de personalitate, să-mi dau seama ce fel de oameni sunt, pentru că omul se prezintă într-un fel, dar atunci așa, când faci un... Așa, nu-i despre ei când s-au angajat.
Am avut relații la... Da, dar mie mi se pare, să știi că și eu vin de atâția ani la tine și mie mi se pare că ei au evoluat. Adică au apărut, acum au început să apară pe ecran. Înainte erau doar în spate, nu? Exact, bravo. Deci, bravo lor. Au evoluat, uite-mă, un progres, vedeți? Da, da, da. Hai să vedem. Și eu ca psiholog, atunci când ai un pacient, trebuie să vezi... ce e bine. Da, ce e bine, să vezi... Deci tu practic vezi un lucru bun, faptul că ei au progresat. Da, 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 și să știi că s-ar putea... Nu ți-e frică să nu-ți ia locul? No. Să nu-ți e frică să nu-ți ia locul? Stai liniștită, că sunt atent, crezi că nu-i... Da, să fii atent! Păi nu crezi că am venit odată mai devreme la emisiune și repetau intrările pe aici? Deci, bune, stai liniștită! Am înțeles. Vorbesc cu colegul meu, cu Dobrogea, toată ziua. Băi, Dobrogea, mai zine și nouă ceva. Băi, Pruteanu, Radu, cum mai facem niște... Stai, Măruțe, lasă-l că... Povești așa, ești colegii noștri, ești scenarii pe care... Ciucă, observ că își freacă mâinile, de ce e puțin emoționat. Da, nu? Da. Vreau să te gândești la o persoană sau la o situație așa. Sau la o dorință de-a ta. Da? Da. Gata? Am înțeles. Uite, să extragi 4 cărți. Să se vadă bine. Așa. 4? Nu e magie, nu sunt magicianul Tudor, nu sunt... Asta am vrut să zic și eu. Una. Pune-le aici. Ăsta este trecutul. Ăsta este prezentul, ăsta este viitorul și acum atrage ceea ce te influențează pe tine, viața ta, pune peste. Ia, dăm asta mai aproape, da. Nu, 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 așa, stai. Le-am pus în ordine, ușor. Stai mă, că nu suntem la alba neagră, stai puțin. Deci nu spui că asta e o latura psihologie, nu? Nu, 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 e o latura, e parapsihologie. Parapsihologie. Dar eu ca și zodie sunt zodia pești și sunt atrasă și de partea asta, de spiritualitate, de ocultism, de... Și să știi că... Opa! Opa! Ha, trecutul! Ma. Așa! Deci, practic, tu le descoperi secretele. Fii atent că cred că ai ieșit Ciucă și cu el aici. Stai că descoperim secrete! Cine știe ce secrete aflăm? Noul cuplu al showbizului. Deci ești de acord ca să discutăm public, da? Trebuie să-ți cer acordul. Cum să nu? În trecutul tău... Sincer. Nu, a ieșit cartea asta, nu te speria de ea. Este și întoarsă. Observ că... față de celelalte este întoarsă. Da. Deci va fi mult mai bine, că în prezent e mult mai bine și viitorul va fi mult mai bine. Mamă, deci... pentru tine față de trecut, da? Deci ești într-o continuă evoluție. Exact, aici scrie ești rege. Da, 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 marele preot, rege asta de bâte. Prezent. Nu, ăsta e viitorul. Viitor, rege de bâte. Da, fiecare om în noi avem, cum să zic, o chestie de rege, de zeu, da? Și tu trebuie să-ți activezi partea asta a ta. Și cum fac asta? Cum faci asta? Păi te aștept la cabinet. Mai multe zile. Da, bineînțeles. Da, da, da. Deci ideea care e la el, concluzia? Da, 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 concluzia. Ce te influențează pe tine? Dacă observi aici, este un cuplu, da? Da. Dă-ți doi băieți acolo. Nu, ea este femeie. Ah, nu. Observi? Da. Nu știu la ce te gândești tu, dar... Nu știu, asta m-a speriat, de fapt. Și fii atent. Tu ești într-o căutare de mare, a marii tale dragoste. M-a prins. Pe bune, chiar, chiar așa, da? Da? Mare lui iubire. Și știu pe aici că te-ai pupat cu mai multe fete, vedete sau așa. Eu îți recomand să treci și la pasul următor, da? La împreunare. Să le sun după, da, nu? Da, da. Nu, nu, nu. Să alegi o fată care îți place. Fii atent că tu nu poți să te potrivești cu 10 femei, trebuie să alegi una. Bineînțeles, uite-mă. Aici greșeai tu. Da. Deci, așa, da, trebuie să mă hotărăsc pe una, de fapt asta e concluzia. Ce te influențează pe tine, tu acum ești în căutarea dragostei, da? Trebuie să fii mult mai atent la persoanele. Poate persoana care va fi parteneră, poate deja în viața ta. Da. În momentul când am zis acest lucru, te-ai gândit la cineva anume? M-am gândit la mai multe. Asta e problema, lui că se gândește la mai multe. Am înțeles. Alături de noi Ioana Liz, imediat ne întâlnim cu Iulia Albu. Este pregătită să intre în direct. E foarte frumoasă, fermecătoare. Aici, în spatele camerelor de filmat. O să o vedeți imediat. Dar până atunci, haide să continuăm. Ciuca, eu vreau să zic că și pe pauză eu am rămas cu Ciuca aici, știu, de vorbă și am explicat mai multe. Și-a, da? Înțeles? Da. Da. Este foarte deschis la schimbare, Ciuca. Asta e concluzia. Da. Bravo, Ciuca. Mulțumesc. Acum, să vorbim despre Daniel. Da. Repede, că nu de alta, dar... N-avem, da, timp. N-avem timp. Vine Iulia Albu. Bună, Iulia. Mi-ar plăcea lui Iulia Albu să-i dau. Opa. Așa, tot așa, extrage 4 cărți, da. Iulia, te bai? Trecutul, prezentul, după. Ai curaj? Viitorul și ce te influențează pe tine. Să-ți zic că aici. Și tu să te gândești la o situație, da, care... Hai să vedem. Acum este în mintea ta, da? Da. Da? Deci trecutul,
prezentul, viitorul și ce te influențează pe tine. Tot așa invers. Da, 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 trecutul, uite, vezi, aveți ceva în comun. Da. Cuplul de aur. Da, da, da. Prezentul și viitorul la amândoi, așa a ieșit, este mult mai luminos decât trecutul. Trebuie să lași în spate anumite, cum să zic, probleme, întrebări, gânduri. Așa. Trebuie să fii deschis pentru omul nou, da? Da. Cum să zic, aici, în prezent, tu singur trebuie, vrei să iei o decizie, da? Și te gândești foarte, foarte mult la decizia asta, dar din punctul meu de vedere, ar trebui să lași să vină lucrurile spre tine, da? Să nu te concentrezi foarte mult pe a lua o decizie dacă ți-e foarte greu. Pentru că vorbim na pe repede, în viitor, cum să zic, aici poate să însemne... Sunt niște oameni care ce fac? Se bat? Da, da, da. Te crucifică cineva? Nu trebuie să iei totul așa cum apare în carte. Gândurile, știi? Din capul meu sau ce? Nu, nu, nu. În viitor vei fi tot timpul înconjurat de multă lume, da? Da. Și, dar de tine depinde, uite, vezi că unii parcă se ceartă, unii... Depinde de tine cum relaționezi, da? Trebuie să fii cât mai calm poți. Nu știu cum ești tu ca persoană, dar... Deci trebuie să mai lase de la el? Da, da, da. Deci asta e și lui în viitor. Așa, din păcate ce te influențează pe tine, exact ce am vorbit aici, da? De decizie, cum să zic, ești îndoit, gândurile tale, opa. Adică tu arăți o persoană veselă și așa, dar da. Tu ai niște gânduri, nu știu dacă este adevărat. Ce da? Te dacă te, nu știu, cu o decizie, cu o nelămurire din viață, cu... Dar părerea mea că nu trebuie să iei decizia asta singur, da? Știu că ai o parteneră, da. Diferit de ciucă și călătoria este în doi, da? Părerea mea e să fii cât mai deschis, da? Deci nu știu, vrei să mă întreb ceva? Eu văd aici cum mă trezesc noaptea și mă gândesc și plâng. Adică, nu, nu, nu. Ce nu sunt atent, expert. Fii atent. Să se vadă. Ăsta sunt eu cum ar veni, cu cămașa de noapte pe mine. Fii atent, nu, cum să zic, asta e doar o poză, da? Da? Eu acum m-am și conectat cu tine și am întrebat de tine înainte de emisiune, da? Așa? Cum ai zis, cine e băiatul ăla? Parfumat. Și nu-ți fie frică de lacrimi, da? Și bărbații da. Plâng, care e problema? Important e tu să fii deschis și să discuți, nu mai râde măruță, uite. Eu plâng la filme, că... Dar asta e foarte bine, trebuie să scoți... Așa mai bine pe colegii mei. Trebuie să scoți latura sensibilă din tine. Dar cumva ți-a spus măruță ceva de noi înainte sau ai ghicit? Nu, nu, am întrebat la machiaj de tine. Deci ce a ghicit, mă, ai tras tu cărțile. Da, corect, stai așa. Nu ghicește, ea interpretează. Are legătură cu ce te-ai gândit tu? Da, are. Pe bune are, da? Băi, ce să zic? Și la mine a avut, serios. Pe bune? E scris în stele. Uite, nu credeam. Nu, pe bune acum. Serios. Eu mă duc la psiholog, gata. Am dat seama. Bine, cum să zic, la cabinet va fi totul, va fi totul. Mai am, el are gânduri și ziua, cred că nu? Toată ziua mă gândesc la ce o să fac noaptea. Și noaptea mă gândesc la ce fac a doua zi. Să știi că chiar și pe ore, de exemplu, sunt oameni care se trezesc de multe ori la 3 noaptea și nu mai pot să doarmă. Uneori la 4, la 5 dimineața. Chiar și asta înseamnă anumite probleme care... Eu mă trezesc la o fără un sfert, ce înseamnă asta de vreo 2 săptămâni. Serios, nu glumesc. Păi trebuie, n-ai seama, la fel, să vii la cabinet să discutăm. Când te-ai trezit prima oară la oferă un sfert și acum de ce? Acum 2 săptămâni. Și la cine te-ai gândit tu atunci la oferă un sfert? Și eram foarte nervos că vreau să mai dorm. Și care e problema? Uite, și eu înainte ieșeam în cluburi, eu tot timpul mă trezeam la 12:01, da? Eu atunci luam micul dejun. Acum vreau să zic că mă trezesc dimineața, la 7-8 dimineața și să știi că, cum să zic, mai mari lumii, am citit eu, nu știu, cum să zic, miliardari din America, ei se trezesc la 6. Ei încep cu... Și domnul Stiriac la fel. Așa am încercat un experiment să mă trezesc la 5:30 dimineața, pentru că până pe la 9 nu te sună nimeni, nu-i niciun mesaj, nici nimic și ai timp să lucrezi. Ai văzut, ești tu cu tine. Da. Oana, poți să mai vorbiți în spate, că am filmat. Ideea e că i-ai cam nimerit pe colegi asta, nu? Da. Pe mine m-am nimerit. Că mai vă spune Oana, vă mai povestește în spate. Hai că mai tragem, să mai avem de vorbit. Măruț, să te aștept și pe tine la cotitură, da? Da, stai liniștită, Oana, că dacă ți-arăt gândurile mele, ți-o iau cărțile razna. Te scol la 4. Exact.